este ziua mea. An de an a fost așa. Toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Anii câți i-am adunat într-un sac i-am aruncat și pe apariul lui. Domn Vasile, dați-vă un aminte să adăugăm bucurie, emoții în casa dumneavoastră. Și, în primul rând, vreau să vă mână acest buchet de flori. Vă aduc doar funcție din casa dumneavoastră. Așa. Torta ca să fie mai dulce, viața dumneavoastră minunată. Iar șampania cred că ați sărbătoriți împreună cu familia, cu toți prietenii. Dar la cine crezi că poate să fie așa surpriză? Este de da, este de partea lui Silvia. Mulțumim frumos! Care vă transmite un călduros la mulți ani. Să fiți mereu cu zâmbitul pe buze. Și ca astfel de surprize din viața dumneavoastră să nu dispară niciodată. Și să ajungem cu așa surprize și până la 100 de ani dumneavoastră. Sperăm. Da. Dacă aveți dumneavoastră ceva să-i transmiteți, Silvie? Îi doresc sănătate, mulți ani, să fie sănătoasă și să mă vadă sănătoasă la jubileul ei, ca cum e în eu amuia. Dar la câți ani? Să mă vadă sănătos pe mine la jubileul ei, când avea 68 ani. Mulți ani înainte. Să fiu eu la masă ei. Mulți ani. Să trăiești la mulți ani. Așa tot o vedem pieță împreună și spii tot vremea alb, alb, alb. Ia-ți-mă n-așa! Nu-i nimeni! Hai să-l să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o-mi petrece toată noaptea până-n zori.